prevederile legale și regulile impuse de Consiliul Național al Audiovizualului stabilesc criteriile sub care actuala campanie electorală trebuie să se desfășoare, politicienii, partidele, cetățenii și reprezentanții media, toți trebuind să cunoască ce este permis și ce nu până în ziua alegerilor din 5 iunie. Candidații, partidele politice, alianțele politice și cele electorale, precum și cetățenii, au dreptul pe perioada campaniei electorale să-și manifeste opinia nediscriminatoriu prin marșuri, mitinguri și manifestații, dar și prin folosirea mijloacelor media. Este lucru pe care îl facem și noi, TV Giurgiu, alături de alte 159 de televiziuni și 120 de posturi de radio. Primarii au fost obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească locuri speciale pentru afișaj electoral, ținând seama de numărul partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste cu candidați, candidaturi pentru funcția la primar, cât și de candidați independenți. Primarul, cu sprijinul poliției locale sau sprijinul efectivelor MAI, asigură integritatea panourilor, afișajelor electorale și altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate. Singurele materiale de propagandă electorală permise în perioada campaniei electorale sunt afișe electorale cu dimensiuni legale, afișe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală amplasate în locurile speciale pentru afișaj, materiale de propagandă electorală, audio sau video, difuzate de mass media audiovizuală, publicitate în presa scrisă, materialele de propagandă electorală online, broșuri, pliante și alte materiale tipărite. Potrivit legii, se interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală banere, meșuri, panouri publicitare, steaguri publicitare, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule. În ziua scrutinului, prezența altor persoane în cabina de vot, fotografierea sau filmarea buletinului se pedepsește cu amendă de la 600 la 1000 de lei, iar darea și luarea de mită electorală se pedepsește cu închisoare.